Mulțumim lui Dumnezeu pentru că suntem astăzi aici. Prezența noastră aici este pentru că s-a vrut să fie o adunare în Cucernea. Cine a vrut acest lucru? Fratele Cornel, care s-a rugat, și soția sa Adina și familia Coman din această localitate. Ei ne-au invitat și datorită lor suntem astăzi aici în Cucernea. Mulțumim Domnului pentru că găsim astfel de inimi care, de altfel, doresc părtășie. Avem saluturi de la sora Saveta, Dan din Someșeni. Probabil o știți, peste câteva zile sora Saveta va face 90 de ani. În data de 3 septembrie va împlini 90 de ani. O soră foarte bună, care am cunoscut-o și o cunoaștem foarte aproape de Domnul. O soră care trăiește credința. Din Păniceni. Din Păniceni, da? Precum și soțul ei a fost din Păniceni. Da. Subiectul pe care vreau să îl, oarecum să zic așa, să-l grăbesc în fața voastră, este intitulat Părtășie. Este din 1 Ioan, capitolul 1, versetul 3. Și iată ce găsim în această scriere din 1 Ioan, că este părtășia. Și la ce suntem noi chemați, dragi frați și surori? Să-l ascultăm pe Apostolul Pavel ce spune. Versetul este 3. Deci ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este chiar cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Cuvântul părtășie înseamnă următorul lucru. Dicționarul nostru definește cuvântul de părtășie în următoarele cuvinte. Persoană care ia parte la o acțiune, la o activitate. Persoană care primește, care stăpânește, ori folosește anumite lucruri. Așa spune dicționarul despre părtășie. Faptul că suntem aici înseamnă că este de fapt o acțiune pe care noi am vrut-o să luăm parte la ea ca o părtășie, o adunare de părtășie în care să ne bucurăm. Însă apostolul aici ne atrage atenția la un aspect foarte interesant. Deci, când ne uităm la acest text, voi spicui, am găsit 6 aspecte acestui cuvânt, părtășie, care, de fapt, se împlinește în rolul nostru de credincioșie față de Dumnezeu, față de aproapele nostru, față de frații noștri și așa mai departe. Deci, apostolul ne atrage atenția că această părtășie este mai întâi cu Dumnezeu. De ce oare? V-ați întrebat vreodată. De ce apostolul accentuează în primul rând părtășie cu Dumnezeu? Ce vrea el să ne transmită? El vrea să ne spună că el a aranjat în așa fel încât noi să intrăm în familia cui? În familia lui Dumnezeu, în familia divină. Și apoi el continuă și ne spune și următorul aspect, cum am putut ajunge în această familie? Prin cine? Prin părtășie cu Fiul Său preiubit. E interesant lucrul acesta. Și dacă ne uităm, suntem în această stare. Oare cântărim noi bine, fraților și surorilor, această stare de lucruri? Să fim invitați să intrăm în familia divină. Să ajungem acolo împreună ca să-L putem vedea pe Tatăl și să-L putem vedea pe Domnul nostru Iisus Hristos. Așa cum 1 Ioan ne spune același lucru, capitolul 3. Versetul 2. Ce vom fi nu s-a arătat, dar știm că atunci când El se va arăta, vom fi ca El și îl vom vedea așa cum este. Deci apostolul nu subliniază că îl vom vedea și pe Tatăl, dar el este de crezut că îl vom vedea și pe Tatăl. Și acesta este un mare lucru. Oare ne gândim noi, fraților, în ce stare suntem și ne găsim noi? Cred că ar trebui să medităm la acest aspect și viețile noastre ar trebui să se schimbe într-o măsură tot mai mare.
În 1 Corinteni 1 cu 9, Apostolul Pavel, iată ce spune despre această părtășie, să-l ascultăm. 1 Corinteni 1 cu 9. Iată ce găsim scris aici. Versetul 9. Credincios este Dumnezeu care v-a chemat la părtășia cu Fiul Său, Iisus Hristos, Domnul nostru. Observați, Apostolul accentuează un aspect foarte important aici. Deci, credincioșia lui Dumnezeu. De unde știm că Dumnezeu este credincios? După ce ne dăm seama că este în această stare Tatăl nostru din ceruri? Pentru că ne uităm în Scripturi și ce vedem acolo? Vedem că tot ce a promis Tatăl, în credincioșia sa a înfăptuit față de toți cei care s-au încrezut în El. Prima lecție ne-a tras atenția la acest aspect. Unde s-au refugiat toți cei ce au avut probleme fiind pe calea credinței? Ne referim la cei din veacul trecut și la cei din veacul actual. Și Apostolul ne spune aici, credincios este Dumnezeu care v-a chemat la părtășie cu Fiul Său, Iisus Hristos, Domnul nostru. Aici este o altă perspectivă arătată de Apostolul Pavel de data aceasta. Nu ca și Ioan. Deci Ioan ne atrage atenția la cele două aspecte în care noi putem fi părtași și cu Fiul lui Dumnezeu. În ce sens? În sensul că noi ne încredem în sângele Său prețios. Noi ne încredem în haina care El ne-a dat-o. Și vă amintiți de pilda de Matei 25-31, unde găsim un aspect foarte important, că unii vor zice în ziua următoare, fratele Traian ne-a spus despre ziua aceasta că este spre sfințite această zi. Și să termină, am bătrânit, cum spunea fratele Traian. Dar urmează o altă zi minunată în care unii se vor simți goi și care vor zice, am fost gol și ai venit pe la mine și ați venit pe la mine. Iată o stare în care ar trebui să ne simțim și noi. Ce înseamnă această goliciune? Oamenii, omenirea va simți într-o bună zi că sunt, de altfel, depărtați de Dumnezeu. Sunt lipsiți de haina meritului dreptății lui Hristos și din cauza aceasta își vor simți goliciunea lor. Dar ei vor fi îmbrăcați de cine? De aceia care vor fi binevoitori. Deci, ne referim la această stare pentru că doar prin Hristos am ajuns în această situație, în această stare de har, cum spunea fratele Traian. Fără îndoială că această părtășie la care noi suntem chemați este una minunată. Niciodată nu a fost oferită în univers o asemenea părtășie. Vă amintiți de minunatul text din 2 Corinteni 1 cu 4, unde 2 Timotei, 2 Petru 1 cu 4. Prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți, spuneți, părtași firii dumnezeiești. Simțiți greutatea acestei însărcinări pe care o avem? La aceasta suntem chemați, fraților, la această părtășie. Deci, de a avea aceeași natură cum are Domnul nostru Iisus și Tatăl nostru. Și mai mult ca atât, să fim parte din familia divină. Din câți membri va fi familia divină? Fratele George adesea ne întreba și ne spunea din câți membri va fi compusă familia divină. Vă amintiți? 144.000 plus 2. Dar îmi spune, după grad, am putea spune 2 plus 144.000. Tatăl Ceresc, Domnul nostru și apoi 144.000 de membri. Va fi minunată această părtășie, așa-i? Dar, fraților dragi, până să ajungem acolo, avem probleme, așa-i? Avem de luptat, așa cum spune o cântare de la frații noștri pentecostali. Dar până când să ajungem acolo, ar trebui să ne grăbim, ca tot ce avem să-i dăm Domnului. Fratele Iacob știe bine cântarea. Dar până când merg, eu mă grăbesc ca tot ce am Lui să-i jertfesc. Cred că aceasta este starea, de fapt, a părtășiei, un alt aspect al părtășiei. Am mai multe texte la acest subiect, dar din lipsă de timp voi prescurta toate acestea. Avem o părtășie
cu Domnul nostru Iisus datorită cărui fapt. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 16 ne spune acest aspect. Și Apostolul Pavel subliniază în ce constă această părtășie. Haideți să o citim rapid. 1 Corinteni 10, versetul 16. Să-l ascultăm pe Apostolul Pavel. Ce spune? Prin ce avem această părtășie? El, în acest text, e un text care la fiecare cină de amintire din fiecare an să citească. Iată ce spune. Paharul binecuvântării pe care îl binecuvântăm nu este el o părtășie a sângelui lui Hristos? Pâinea pe care o frângem nu este ea o părtășie a trupului lui Hristos? Ba da, dragi frați și surori, aceasta este părtășia în baza căruia noi avem acces la această părtășie în perspectivă împreună cu Tatăl și cu Fiul Său prea iubit, sângele Domnului nostru Iisus. Mai departe, un alt aspect foarte important este, de altfel, oarecum ajutorarea sfinților. Știți că noi trăim într-o comunitate care are o părtășie a ei. Priviți la Apostolul Pavel cât de mult a apreciat unele ajutoare. S-a dus în Macedonia și acolo a fost ajutat. Macedonia a fost prima, să spunem, țară sau primul oraș care a acceptat Filipii, care a acceptat Evanghelia din Europa. A fost primul. Dar acolo au fost niște inimi sincere. Lidia, temnicerul din Filipii și alții care au fost acolo. O mică adunare care a făcut extraordinar de mult. Priviți la începutul acestei vârste cum acest aspect al părtășiei i-a făcut pe unii ce să facă. Să-și vândă averile și să le aducă la picioarele apostolilor. Oare de ce a făcut așa? Ce i-a împins pe aceștia să facă acest lucru? Ce? Dragostea. Părtășia împreună cu toți sfinții. Iată, în sensul acesta, să ne uităm la un text foarte interesant din Galaten 2:9. Iată ce găsim aici, sau poate ar fi mai bun cel din 2 Corinteni 8:4. Iată ce scrie. 2 Corinteni 8:4. Vom cita și această scriptură care ne trimite în direcția aceasta. Să-l ascultăm pe Apostolul Pavel. S-a vorbit mult astăzi despre Apostolul Pavel și iată ce găsim 2 Corinteni 8, versetul 4. Apostolul Pavel ne spune exact același lucru care trebuie să-l avem. Iată ce spune. Și ne-au rugat insistent pentru harul și părtășia la acest serviciu pentru sfinți. Era vorba aici, dragi frați și surori, de ce? De adunarea de ajutoare. Pentru cine? Pentru cei din Ierusalim. Erau fomete la vremea respectivă și iată apostolul îngrijorat, iată adună. Frații n-au fost nesimțitori ca să poată face această lucrare. Și aceasta, știți la ce conduce? Poate că ați avut ocazia fiecare în viață să primiți un cadou sau un dar. Cum v-a fost inima? Cum v-ați simțit atunci? Nu v-ați simțit deopotrivă că și voi și eu trebuie să fac același lucru? Și am fost foarte îndatorat celui care mi-a făcut așa ceva. Am simțit vreodată în viața noastră acest lucru? Iată, aceasta este părtășia sfinților, de a ajuta pe alții. Dar de ce Dumnezeu ne cere și apreciază acest lucru? Din ce cauză? Pentru că mâine, fraților, așa cum ne arată tot aceeași pilda Domnului nostru, din pilda oilor și caprilor, versetul 31 din capitolul 25 ne spune că, de fapt, atunci când Fiul omului va veni în slava sa cu toți sfinții îngeri, ce e această slavă? Este gloria în care Domnul Iisus împreună cu biserica, deci își va exercita autoritatea asupra pământului. Această glorie, deci, va fi una și noi știm că prezența Domnului este sub trei aspecte. Parusie,
Epifanie și Apocalipsis. Parusia înseamnă prezență nevăzută. Doi, strălucire arată de altfel o strălucire pe care cine o vede acum? Doar puțin din lumea aceasta. Noi vedem această strălucire. Dar cum o vedem? Într-o oglindă, ne spune Apostolul Pavel. Cum erau oglinzile la vremea respectivă? Nu erau ca cele din zilele noastre de astăzi, să-ți pot vedea chipul foarte bine, ci era oarecum mai opace. Mai puțin posibil să-ți vezi toate detaliile feței în el. Ori pe când astăzi, iată, avem. Dar Apostolul face o comparație. Și apoi avem al treilea aspect. Ei, acest al treilea aspect se referă la adunarea bisericii. Când ea va exercita toată puterea împreună cu Hristos asupra omenirii. Această glorie Apocalipsis, adică descoperire. Vedem acest lucru. Deci când ne uităm aici, acest lucru deci contribuie și ne antrenează pe noi ca în viitor să ne deschide inimile deci, către cine? Către întreaga omenire. Nu știți că noi vom judeca lumea? Nu știți lucrul acesta? Biserica are menirea aceasta. E din harul lui Dumnezeu lucrul acesta. Am meritat noi așa ceva? Unii ar spune, auzindu-ne, ăștia sunt nebuni. Ia uite ce discută ei, că ei vor judeca lumea. Nu sunt stare judecătorii lumea acestea să facă dreptate, dar voi, niște oameni. Dar să nu uită, iată, Apostolul și Domnul Iisus atrage atenția, m-a mirat de multe ori, iată ce înțelegere, ce pătrundere a avut Domnul nostru Iisus. Vorbește la începutul acestui capitol despre cele 10 fecioare. Am învățat în seriile acestea ce înseamnă fecioare înțelepte, neînțelepte, dar el merge mai departe. Și vede în perspectivă stabilirea împărăției lui Dumnezeu prin Hristos și biserică pe acest pământ. Și mai mult ca atâta, e vede de altfel omenirea dusă până la perfecțiune. Gata pentru răsplată și nerăsplată. Mergând mai departe pe același fir, deci a părtășiei, avem încă un aspect, dar părtășie în suferință. Fratele Traian ne-a tras atenția astăzi la Evrei 10, 33, ce înseamnă o părtășie a suferinților. De altfel, noi urmăm și călcăm pe urmele Domnului nostru Iisus Hristos. Cum vrem să ajungem noi împreună cu El? Mergând, călcând pe flori? Cântarea 13. Să ajung eu în paradis mergând, călcând pe flori? Nu! Luptă-te de vrei să ajungi prin sânge și fior. Iată, dragi frați și surori, nu se poate ajunge acolo. De ce Domnul ne pune la încercare? Care este motivația? De ce? Așa vrea El? Nu! Dumnezeu vrea să aibă o certitudine în ceea ce ne privește. Aceștia care sunt chemați și sunt încercați, ei trebuie ca să reflecte, cum fratele Traian ne-a spus, foarte bine chipul său, uitându-se la acel aur curățat de orice impuritate. Deci aceasta vrea Tatăl. Și numai acestora le va da acea natură divină. Vom fi ca El. Și îl vom vedea așa cum este. Vom fi ca El cum? Adică de aceeași natură, natură divină. E mare lucru ăsta, fraților. Să-l avem. Și totuși este darul lui Dumnezeu acesta. Deci, părtășie în suferință. Ne aducem aminte Pavel în Filip. O femeie îl necăjea, o fată. Era posedată de Duhul celui rău. Și striga după Pavel și după Sila. Aceștia sunt, de fapt, slujitorii Dumnezeului celui vii care vă vestesc calea mântuirii. Pavel necăjit s-a întors spre ea, a certat Duhul cel rău și a ieșit din ea. Dar acolo era o afacere pe seama acestei femei. Era o afacere și această afacere era tocmai de a câștiga bănuți. Asta e firea umană. Dar Pavel, iată, din cauza aceasta a avut de suferit. Mergem, sărim câteva puncte aici și vedem că a ajuns în închisoare singur. El a acționat singur. A certat Duhul, a ieșit și afacerea s-a pierdut. Dar a ajuns în închisoare. Și ia uitați-l.
acolo împreună că el a fost închis și Sila. Sila. Haideți să mergem la miezul nopții să vedem ce făcea Pavel și Sila. Își plângeau de milă. Nu, dragi frați și surori. Cântau cântări de bucurie. Cu picioarele legate și cu mâinile în butuci, sau picioarele în butuci și mâinile legate, cântau cântări. Ce făceau cei închiși de acolo? Îi ascultau. Îi ascultau. Credeți că n-a fost o admirație? Aceasta a fost părtășia în suferință a lui Hristos. Sila nu i-a reproșat lui Pavel, vezi, Pavele, că din cauza ta am ajuns aici. Cum am acționat noi în asemenea situație? Cum ne-am simțit? Pentru unul care, am zice, și-o depășit atribuțiile și o intrat acolo unde nu trebuie și iată să sufer eu. Observați, acest lucru a fost o consimțire, o părtășie la suferință. Sila a vrut să împărtășească acea situație. În arenele de execuție, ce au făcut sfinții? Au împărtășit toți aceeași soartă. Iată o părtășie. Ca să ajungem la acea părtășie cu Tatăl, trebuie să trecem pe aceea. Nu este o altă cale. Și aceasta este. Așa. Am văzut, deci, de fapt, al treilea aspect, ajutorarea sfinților, al patrulea, deci, părtășie în suferință și ar trebui să avem, fraților, un lucru care îi dureros. Părtășia spiritului sau a Duhului. Aici e o mare problemă între noi. Există această părtășie? Pentru că învățam nu de mult dintr-o mană care ne spune că noile creaturi în Hristos se cunosc după ce? După posesiunea Spiritului Sfânt. Aceasta ar trebui să fie părtășia la care noi să aderăm în fiecare zi și să creștem în fiecare zi. Ori dacă aceasta nu există, e o mare problemă. Părtășia aceasta, de fapt, a Duhului Sfânt, trebuie să fie, de fapt, una care, de altfel, să ne arate că suntem copiii lui Dumnezeu. Fără această posesiune nu se poate. Fratele Rusel ne atrage atenția la aspectul acesta, că în ziua în care Domnul ne va trage la răspundere, nu ne va întreba câte predici ai făcut. Cât ai stat după masa aici? Cât am dezvoltat din spiritul său? Aceasta va fi marea întrebare și va fi întrebarea reușitei sau nereușitei noastre. Acest lucru, deci, se va întâmpla cu siguranță. Toți trebuie să stăm și să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Dumnezeu. Ca să ne primim răsplata potrivit cu binele sau răul pe care l-am făcut. Aici este, de fapt, o balanță în care ar trebui să ne responsabilizăm fiecare ca să vedem cum reușim sau cum nu reușim. Ultimul dintre puncte și la care trebuie să mă opresc este, de altfel, o părtășie care nu-i prea bună. Părtaș faptelor rele. Observați, lumea aceasta se adună și ia parte la părtășii rele. În poporul Domnului se poate întâmpla așa ceva? Ne întrebăm. Și ne răspunde, poate că fiecare. Se poate sau nu se poate? Mulți întreabă, ce se întâmplă? De ce suntem aici? Oare uitându-ne la istoria bisericii, de la începuturile ei, a trecut pe pat de flori această biserică? A avut încercări? A avut împotrivitori? S-au unit unii și s-au făcut părtași pentru a insulta, pentru a discredita biserica? Iată-l pe Pavel, probleme. Probleme cu Alexandru Căldăraru, așa-i? Mult rău i-au făcut. Imeneu și Filet. Ce ziceau Imeneu și Filet? Iată, problema, de fapt, să spunem așa, a învățăturii era acolo. Ce zicea Imeneu și Filet? Ce învățau aceștia? Că Domnul deja și că învierea și sosit la vremea respectivă. Observați? Lucrul acesta e foarte important de ținut în minte. Dacă ne alegem să avem părtășie, să ne deschidem ochii cu cine ne împărtășim și să fim foarte atenți. Nu-i timpul și momentul să discutăm aici. Totuși, sfatul apostolului
este, de altfel, să avem în vedere pe cei care fac dezbinări între noi și ce spune el. Roman 16:17. Ce spune? Și depărtați-vă de aceștia. Deci trebuie să avem ochii deschiși. Și aceasta trebuie să ne conducă acolo unde trebuie. Fie ca Domnul să ne ajute să putem avea o părtășie adevărată, pentru că am atras atenția la primul aspect. Părtășie cu Tatăl, părtășie cu Fiul. Și aceasta înseamnă foarte mult. Domnul să ne ajute și cu altă ocazie poate că vom reuși să parcurgem întreaga lecție. Amin. Amin.